Vă spun bună dimineața din ceaua bicicletei de la malul Dunării, zona Giurgiu. Uite ce pelican frumos, vezi, Rareș? În dreapta, un pelican bătrân. Poate îl pot prinde pe cameră. Uite ce frumos planează. Și refac cu Rareș traseul Maratonul Dunării. La început de primăvară, pentru că după aceea va fi cald pe aceste meleaguri. Traseul are în jur la 50 de kilometri. Pornește de la hotelul Steaua Dunării din Giurgiu și duce până la Gostin, zona aceea, pe care se întoarce. Am zis să mai încercăm și un traseu sudic de câmpie, pentru că în vreo lună maxim o să fim pe sus prin munți. Să ne facem încălzirea cu asta. Ne-am îndepărtat de Dunăre la un moment dat și câțiva kilometri mergem pe câmp. Dar undeva în față, unde se văd acei copaci, o să facem dreapta și ne apropiem din nou de Dunăre. Admirăm holdele patriei care sunt în creștere. Aici este un pământ destul de mănos, se pare. Foarte roditor. Am depășit pe Rareș. Greu, foarte greu. A meritat efortul. Turmă de mioare. Pupeze. Mai sfioase pupezele. Miei fac gălăgie. S-au pierdut de mamele lor. Capra tot capră, a trecut la păscut de grâu, s-a săturat de iarbă, are gusturi fine. Aici mergem pe un dig, pe lângă o pădure de plop, foarte frumoasă. Ce aer plăcut în zona asta. Foarte curat. Frumos traseu. Foarte reconfortant. Niciun fel de urcare. Nu e solicitant deloc. Câmpie în toată regula. Am ajuns la broscărime. Jumătatea traseului, 25 de kilometri. Facem un popas lângă un canal paralel cu Dunăre. Ia să vedem ce părere are Rareș despre prima parte a traseului. Cum ești? Bine.
în formă? Da. Da? Piciorușele? Bine. Hai că a fost drum drept până aici, n-am urcat, n-am coborât. A fost tot traseul plat. Nu? Da. Luăm și înapoi? Da. Moacă, moacă zâmbărați. Pică ceva din salciile astea. Zici că plouă. Ce atmosferă liniștitoare, precum curge apa. Lin. Mergem paralel cu Dunărea acum. În stânga ar fi. Cam tăiat la lemne și pe aici. Miroase, apă dulce. Vezi cum e pădurea inundată jos în stânga? Salciile astea stau în apă. Parcă suntem în jungla amazoniană. Aici, deschidere faină. Ia-o în stânga, ia-o în stânga. Plajă în toată râgul. Cu nisip fin. Dunărea. Scumpa noastră Dunăre. Uite, cineva face baie. Înseamnă că nu e chiar așa rece. Vezi acolo? La șalupă? Drăguț locul. Vezi pe jos ce nisip fin. Mai fin decât la mare. Ai și umbră dacă vrei. Te și bronzezi. Stai și la umbră. La alegere. Plăcută poate că asta pe aici. Să las camera mai jos ca să se vadă mai bine. Grămadă mașini aici. Au venit oamenii ca în camping. Stau. Ce mai interesant aici.
Dai să vede mai fain. O să opresc să fac o filmare mai largă. Ce deschidere mai mare. Se vede superb. Și cu insula aceea de pădure acolo. Cum era de sica? Frumos. Frumos, nu? Splendid. Păsărele pe fundal. Mă bucur de aerul ăsta că o să facem dreapta și ne îndepărtăm de Dunăre. Intrăm într-o pădure după aceea și mergem spre Giurgiu. Camping în toată regula. Ce să mai la dea la vale. Ce face șlepul ăsta? Aici e poteca. Nu vă supărați dacă veniți. Ăsta e traseul dintre Copăcei. Încerc să filmez cât mai mult din zona asta, că e pe lângă Dunăre și practic cea mai frumoasă din tot traseul. Și prin pădurice, ce-a mai rămas din ea.
incredibil. Urci, cobori, urci, cobori, urci, cobori. Nu cred că se vede pe cameră. Vum, vum, vum. Cât o mai ține așa? Zici că sunt într-un carosel. Mă simt ca la bulci. Op. 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 Locul ăsta e foarte vizitat, se pare. Cred că am văzut 200 de mașini până aici. Pădurea este practic fixită de corturi, de grătare și de multă relaxare. Probabil că încă vreo săptămână, două mai merge, după aia apar țânțarii. Și cu ea nu te joci. Acum e răcoare, e frumos. Bate puțin vântul.
mai avem vreo 5 km și terminăm acest traseu. Jumătate din el este prin pădure. Porțiunea de întoarcere. Foarte plăcut. Drept, practic nu ai urcări solicitante deloc. Am niște peisaje interesante pe malul Dunării de văzut. Și practic asculți păsărelele tot timpul, îți cântă. Și după cum se poate vedea, potești dintre acestea late care nu pun probleme de nicio natură. Distanța e rezonabilă, 50 de km, undeva la 3-4 ore, leger, leger. Merită făcut, cred că în perioada asta și toamnă. Poate că vara e foarte cald, aici sufocare de la Dunăre, insecte, se adună mai multe cauze neplăcute. Țânțarii ăia știți că sunt agresivi, nu te lasă. Te-au luat la ochi, te aleargă. Îmi place. Îmi place traseul, e frumos. E altceva. Cu această ocazie o să și închei filmarea aici. Dacă aveți vreo întrebare, vă aștept. Până la următorul filmuleț, vă doresc toate cele bune și multă sănătate.